Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii România Literară TV. Alături de mine, după cum v-ați obișnuit deja, Cristian Pătrășconiu. Bun găsit! Bun găsit, mulțumesc! Și din nou, invitat special, Andrei Novac. Bun găsit! Mă bucur că ne aflăm din nou împreună și că povestim astăzi despre poezie. Da, dar mai mult despre proză. Vom vorbi mult despre proză, însă începem totuși cu un poet. Începem din nou cu Andrei Novac și arătăm încă o dată o carte despre care am vorbit pe repede înainte, la emisiunea de acum două săptămâni. O carte instalație, o carte împreună și încă o carte împreună, în limba franceză, semnată tot de Andrei Novac, cu o prefață foarte, foarte specială și emoționantă, cumva. Da, ambele sunt în franceză. Cea pe care a arătat-o a doua oară e o carte care a apărut anul trecut, în luna decembrie, la Paris. Și da, are o prefață semnată de George Banu, căruia îi mulțumesc în lipsă, din păcate. Am avut bucuria să lansăm împreună cartea la Paris în decembrie, chiar cu o lună înainte de plecarea lui. Pentru mine, George era cumva starea de spirit a Parisului, pentru că noi am fost legați așa de o prietenie foarte frumoasă, încât nu exista, să spun, oprirea mea la Paris să nu fie însoțită de o întâlnire pe care o făceam întotdeauna într-un loc foarte special, un bistro franțuzesc, Sara Bernard, chiar la teatrul la care a jucat marea actriță. O actriță, apropo, despre care am discutat cu el la Festivalul Național de Teatru Elvira Godeanu la Târgu Jiu anul trecut, când am moderat cumva o discuție pe care a făcut-o el despre eternul feminin pe scenele lumii. Și, ca exemplu, am avut atunci pe Sara Bernard. Deci, pentru mine, cumva, această carte e legată, e cumva esența lucrurilor care s-au petrecut între mine și George timp de aproape 10 ani, din momentul în care ne-am cunoscut și am rămas cumva foarte buni prieteni, să spun așa. Iar cealaltă e cumva un mix, sunt mai mulți artiști acolo, de la artă vizuală, Flavia Lupu, la muzică, Mihaela Vosganian, la un concept pe care ne-l dorim foarte complex, să avem și o piesă de teatru jucată în baza celor două texte scrise de mine și de Muriel Ogri. Și, mă rog, lucrurile sunt cumva într-o dinamică absolută în ceea ce înseamnă poezia. Iată că și poezia are loc în societatea contemporană. O carte care se cascadează, cum se spune. Da, așa e. S-a plecat de la două texte. Da? Se declină în mai multe formate. Vanda Mihulea, care meritul că a generat această rostogolire, și am ajuns la un concept din ăsta artistic complex, care cred eu că e benefic societății contemporane. Eu am o curiozitate, o să o formulez, dar te rog să răspunzi după ce vom vedea editorialul domnului Manolescu. Da. Curiozitatea mea este aceasta și reflectăm împreună. Citește multă proză un poet, bunoară, poetul Andrei Novac. Vedem după mini-editorialul lui Nicolae Manolescu. Aș vrea să discutăm un pic despre problema limbii române. Bun național, după părerea multora, dar, din păcate, într-o stare cam precară. Vorbim de identitate națională, dar uităm că principalul element al identității noastre naționale este limba. În momentul de față, limba română nici în școală nu mai e luată în seamă cu adevărat. De altfel, nici se mai vorbește de limbă, se vorbește de comunicare. Sigur că limba e o formă de comunicare, dar una din formele de comunicare. Comunicare sunt multe. Există tot felul de tipuri de comunicare. În același timp, vreau să spun că e un câștig, de pildă. Acum avem foarte multe dicționare, nu aveam înainte, e adevărat. Dicționare foarte utile, doar că aceste dicționare se adresează de regulă celor care n-au nevoie de ele, care știu limba. Problema la noi pleacă de la școală ca toate celelalte. În general nu se știe, oamenii nu sunt preocupați de asta, nu se face gramatică în liceu de foarte, foarte multă vreme, încă din, cred că de pe când am terminat eu liceu, acum vreo 60 de ani. Nu se face gramatică. Și atunci nu se face, bineînțeles, nici lexic, nici ortografie nu se mai învață. Și atunci, ce pretenții putem să avem de la niște oameni care chiar nu învață gramatică? Dacă dau la facultăți de filologie, mai târziu vin la concurs cu trei discipline, între care una e gramatica, dar ei vin cu gramatica învățată în clasa 8-a.
ceea ce este absolut insuficient. Rezultatul, degradarea accelerată a limbii române. Se vorbește rău, se scrie rău, se fac greșeli de gramatică, greșeli de ortografie, dacă vorbim de scris, se pronunță rău. Părinții nu au grijă când vorbesc cu copiii lor să le atragă atenția, să nu mai mestece cuvintele, cum sunt ispitiți uneori în când sunt mici și nu totdeauna, numai când sunt mici. Scrisul a devenit o mare problemă. Foarte puțin mai știu să pună virgule, mai știu să fac acord. Sunt o mulțime de lucruri care vor face ca limba română să semene a păsărească peste vreo câțiva ani. O să ne trezim că vorbim o limbă pe care nu mai înțelege nimeni. Și atunci, ce să spun eu, decât că zilele din urmă am avut o veste bună în sfârșit, și anume că Parlamentul din Republica Moldova a trecut ca limbă oficială limba română, nu moldovenească, ceea ce era o mare prostie. Limba moldovenească e limba română. Și mă gândesc că dacă păsăreasca asta o să ne alunge din țară și o să vrem să ne înțelegem între noi, o să trecem prutul, să ne cerem și noi în Republica Moldova. Am revenit alături de Cristian Pătrășconiu și Andrei Novac. Andrei Novac, ne datorezi un răspuns la o întrebare. Da, sigur. Și răspunde cu mare plăcere. Da, este esențial ca și un poet să citească proză. De altfel, Cristi știe foarte bine, sunt din ce în ce mai mulți poeți care au început să scrie și proză. Adică ponderea celor care scriu și proză în momentul ăsta, care s-au remarcat cumva ca fiind poeți foarte buni și după aceea au făcut cumva un mix între ceea ce înseamnă poezie, adică au început să publice și câte o carte de proză, încă o carte de poezie sau mai multe cărți de proză, după aceea să revină la poezie. Ca atare, cred că lumea trebuie să citească, apropo de faptul că suntem la România Literară TV, nu doar proză, trebuie să citești aproape orice. Și aici nu mă refer la aproape orice, mă gândesc și la cărți care n-au legătură cu literatura. Trebuie să citești și istorie. De altfel, cred că, apropo de roman, e foarte complicat să scrii un roman complex și un roman de calitate fără să știi istorie, fără să te raportezi cumva în momentul în care construiești o carte de genul ăsta și la ceea ce înseamnă cumva esențialul în scurgerea timpului în anumite epoci. Deci e foarte complicat să scrii o carte de proză, din punctul meu de vedere, foarte bună, fără să știi istorie. La fel cum e foarte complicat să scrii o carte de poezie foarte bună, fără să cunoști istorie literară. Așa că, cred că lucrurile astea, și critică literară, și roman, trebuie să fie cumva, cum să spun, în bagajul esențial al fiecăruia dintre noi, pentru că altfel e foarte complicat să funcționezi raportându-te corect la ceea ce înseamnă literatură contemporană vie. Așa este, și pentru că ne aflăm la rubrica Focus, tu ai realizat un interviu foarte interesant cu scriitorul Gabriel Chifu despre Marea Carte a Uitării. Spune-ne câteva cuvinte. Focusul e dedicat chiar acestei mari cărți a Uitării. Interviul are elemente oarecum picante, ca să spun așa, în sensul în care Gabriel Chifu ne povestește și despre contextul în care a fost scris acest roman. Apropo, un roman care merge în mai multe registre, exact ce spunea Andrei mai înainte, care are o perspectivă istorică inclusă și are și un fel de bătaie metafizică. E un roman cu un final realmente memorabil. Să vedem despre ce e vorba în detaliu. Așa să fie. Să urmărim interviul. Trăiți pentru a scrie sau scrieți pentru a trăi? Cred că ambele formule sunt valabile în același timp. Sigur că da, cu mici nuanțări. Trăiesc pentru a scrie și trebuie să scriu ca să trăiesc cu adevărat. Am sentimentul că scrisul pentru mine înseamnă nivelul cel mai înalt, cel mai profund de viață, de existență la care am acces. Este modul meu de a încerca, probabil nu voi izbuti, să dezlușesc o modalitate prin care să ne prelungim existența. Ori de câte ori se întâmplă să nu scriu, am un sentiment foarte puternic de irosire de sine,
și mi se pare că nu mi-am făcut datoria. Această carte are o poveste în spatele poveștii ca atare, ca să zic așa. E o carte neobișnuită ca proces de creație. La un moment dat a fost aproape pierdută. Facerea cărții a trecut prin mari cumpene. Scriu direct la laptop și dintr-o greșeală a mea, la un moment dat, când scrisesem deja vreo 300 de pagini, am pierdut absolut tot ce scrisesem. Mi s-a părut atunci că odată cu cartea pierd și eu. Și apoi, prin bunăvoința unor și priceperea unor prieteni, unui coleg, am salvat 200 de pagini din carte. Și asta a echivalat pentru mine cu ca și cum aș fi întors cumva eu însumi din mort, și atunci m-am prins în efortul care a fost unul cu totul și cu totul deosebit de scriere a cărții, și am dus până la capăt proiectul, am terminat cartea. Dar s-a mai întâmplat ceva când, înainte de a preda cartea editurii, am plecat într-o mică vacanță pentru o revizie finală. Ne-am întors cu avionul și noaptea deasupra Bucureștiului a izbucnit o furtună teribilă, cum nu mai trăisem, deși am avut parte, ca noi toți, probabil, de tot felul de perturbații atmosferice în zbor. M-am pomenit că mă împac cu propriul meu sfârșit, dar regretul meu era că nu apucasem să predau manuscrisul editurii. Asta e ce s-a întâmplat cu cartea. Până la urmă, iată, am scăpat cu viață și ea există. E un roman care s-a scris mai greu decât celelalte romanele dumneavoastră. Dumneavoastră de obicei lucrați cu șantiere vaste și asta este iarăși un element remarcabil. Da. Nu știu dacă s-a scris mai greu, dar este un proiect prozastic mai dificil, special. Cartea este dedicată părinților mei, fratelui meu, care nu mai sunt în viață, și mi s-a părut că am o datorie imprescriptibilă față de ei să încerc să reînsuflețesc pe cale verbală, prin poveste, universul care i-a conținut pe ei și în care am respirat și eu alături de ei. Apoi, cartea se deosebește de altele, fiindcă prin întindere, sunt 600 de pagini, prin numărul mare de personaje, așa zis, principale, sunt 12 personaje care sunt urmărite pe parcursul la 50-60 de ani. Și evident, pe o perioadă atât de extinsă de timp, personajele se schimbă. La sfârșit sunt cu totul altele decât la început. Asta pe de o parte. Și fiindcă ajungem la personaje, ar trebui să spun că cred că e ceva care ține de miracolul literaturii, că de la un moment dat încolo, aceste personaje au ieșit de sub tutela mea de autor. Eu planificasem ceva pentru ele și ele s-au mișcat altfel, au devenit altele, au avut altă evoluție decât gândisem eu pentru ele. Au devenit autonome cumva. Mai e ceva între autor și personaje, cred că totdeauna e un schimb de energie, un flux care pornește de autor spre personaje și le însuflețește, le animă, dar și un flux cu sens contrar de la personaje la autor. Mereu încerc, de pildă, niște proiecții ale mele în personaje care, ca natură, ca întocmire sufletească, mentală și ca moralitate, sunt foarte depărtate de mine. E una din bucuriile pe care le am ca scriitor. Este o carte a uitării, Marea Carte a Uitării, se cheamă, dar e și o carte a memoriei, pe de altă parte? Da, nu cred. Când am spus Marea Carte a Uitării, nu m-am gândit la că ar fi aceasta o mare carte, ci eu cred că noi toți suntem personajele într-o mare carte a uitării, fiindcă toți suntem, iată, în lumină, suntem vii, avem un destin, ni se pare că lumea noastră și, pe urmă,
toți, materia asta însuflețită, care este omul, se transformă în materie inertă, efemeritate, o anumită vremelnicie, cred că este, din păcate, amprenta noastră. Finalul e unul realmente memorabil, după mine, în cel mai bune finaluri de roman din istoria literaturii române. L-ați avut în minte de la bun început sau a venit cumva pe parcurs în chip firesc sau ca o apariție extraordinară? Aș putea zice că am făcut toată această migăloasă construcție foarte complicată ca să pot ajunge la scena finală, crucea. Scena aceea finală e crucea pe care o pun pe... Nu o spunem, nu o povestim. Nu o povestim. Gabriel Chifu, Marea Carte a Uitării, citiți-o de la început până la finalul cărții memorabile. Încă o dată, mulțumiri pentru prezența noastră. Mulțumesc și eu foarte mult. Marea Carte a Uitării, o carte interesantă, am citit foarte puțin despre ea, despre această împletire dintre realitate și ficțiune, dar te las pe tine să ne spui niște lucruri. E o carte a unui extraordinar prozator și a unui foarte consistent poet. Gabriel Chifu este și poet și prozator la cel mai înalt nivel și chiar aveam o curiozitate legată de aceste două mari subdiviziuni ale literaturii pe care vreau să o împărtășesc și telespectatori și pe care vreau să-i o propun ca o provocare lui Andrei Novac, menționând că imediat după aceasta vom vedea patru perspective critice, o cronică literară a cronicarului literar de la România Literară Răzvan Voncu și alte trei perspective critice vis-a-vis de Marea Carte a Uitării. Întrebarea mea și provocarea și tema deschisă e aceasta, Andrei Novac, se exportă mai bine poezie românească sau mai bine proză românească? Ce se vinde mai bine, ce se cere mai bine? Se vinde mai bine proza, asta este clar. Și asta nu doar în străinătate, și în România. Într-un fel sau altul, în ultimii 20 de ani, tu știi foarte bine, lumea a început să fugă de poezie, din nefericire. Toată lumea a încercat să se refugieze în orice altceva. Mi-aduc aminte, în adolescența mea literară, deși aveam 20 de ani, domnul Cornel Ungureanu, care a fost profesorul meu coordonator al lucrării de doctorat, îmi spunea mereu, trebuie să încep neapărat să scrii proză, să scrii critică literară. Nu se poate altfel. Nimeni nu o să stea să se uite după ce scrii tu poezie, dacă nu începi să captezi cumva atenția și prin altceva. Așa că mai există romantici din ăștia care insistă și în ceea ce înseamnă poezia, dar cred că proza e regina. Proza totuși, este da? Cumva... Să vedem și de ce. Pentru că avem o carte mare în discuție. A câștigat teren și o spune un om care scrie poezie. Mai mult poezie. Da. Să urmărim opiniile celorlalți scriitori. Poet și prozator de primă mărime al literaturii noastre române de azi, Gabriel Chifu a publicat în ultimul deceniu și jumătate o serie întreagă de romane care au avut în centru problematica moștenirii deceniilor de comunism și a tulburărilor care au urmat prăbușirii acestuia. În această serie de romane, care conține texte cum ar fi Punct și de la capăt, Ploaia de 300 de zile, În drum spre Icaria, romanul Marea Carte a Uitării face pandant cu primul dintre ele, cu Punct și de la capăt. În Marea Carte a Uitării, prozatorul schimbă complet perspectiva, în pofida faptului că spațiul romanului rămâne același, deceniile de comunism și o parte din deceniile de după prăbușirea acestuia, pentru că de data aceasta nu mai sunt vizate niște modele paradigmatice de umanitate, ci este vizată realitatea socială. De data aceasta avem de face cu 12 povești de viață care se întrețes în comunismul românesc, începând cu sfârșitul anilor 50 și mergând până în primul deceniu de după Revoluție. Sunt 12 destine care trec prin transfigurări uluitoare, prin metamorfoze nu numai sociale, căci acestea sunt inerente, dat fiind faptul că regimul comunist distruge toată structura socială a vechii românici, și prin transformări interioare de natură personală. Întregul spectru de reacții la dictatură, de la
conformismul cel mai abject și până la refuzul cel mai net al dictaturii, sunt de întâlnit în roman. Important este faptul că prozatorul Gabriel Chifu nu livrează predici, nu moralizează, ci doar înfățișează, cum spunea cândva G. Călinescu despre Agârbiceanu, înfățișează cazuri morale, lăsând decizia, lăsând în ghilimele sentința pe seama cititorului. Prozatorul mânuiește cu foarte multă abilitate, cu o siguranță de romancier de calibru, cele 12 destine, care se întretaie în mai multe rânduri, lăsând finalul pentru o soluție cu totul neașteptată, dar în același timp încărcată de valorile umanismului liberal. Într-un moment de bilanț în care supraviețuitorii perioadei comuniste se întâlnesc pentru a-și compara experiențele, se constată că nu există decât o singură soluție, o singură finalitate, și aceasta este uitarea. Romanul se încheie într-o notă destul de pesimistă și de tristă, dar în același timp se încheie cu un îndemn, spuneam, de natură umanistă, un îndemn la un examen lucid al trecutului și la o dreaptă cumpănire. Este un roman care dovedește că tema moștenirii decenilor de comunism este departe de a fi epuizată în literatura română. Contează foarte mult unghiul sub care o abordezi, instrumentele cu care o abordezi, și contează foarte mult talentul excepțional pe care îl are Gabriel Chifu de a face literatură, de a da răspunsuri de scriitor la o serie întreagă de probleme de natură socială, politică și istorică. Morala romanului nu este să ierți nediferențiat, ci să ierți după ce ai metabolizat întreaga experiență, să ierți conștient și să ierți mai ales hotărât să nu repeți răul. Marea carte a uitării relevă pentru autorul ei, Gabriel Chifu, aceeași ambiție majoră a lui Petru Dumitriu de a scrie o cronică de familie și prin această cronică de familie să prindă în rama romanului o întreagă epocă, sau mai precis chiar mai multe epoci. Este ceea ce reușește Gabriel Chifu în acest roman, să capteze mediumnic mai multe epoci, mai precis spiritul lor, sau ceea ce nemții numesc Zeitgeist, un spirit al timpului. Gabriel Chifu ocazionează cu acest roman o reflecție profundă asupra societății românești, o societate complicată, cu tortocherile ei, cu problemele ei, dar pe care el le alege prin a le proiecta în situații, aș putea spune, emblematice, în situații existențiale, acolo unde au marile conflicte și acolo unde, în cele din urmă, rezumatul acestor conflicte ține de condiția umană. Marea carte a uitării, romanul cel mai recent al lui Gabriel Chifu, e, în opinia mea, unul dintre cele mai puternice scrieri în proză din ultimele decenii, așa cum au fost și cărțile sale anterioare din ultimii ani, ceea ce îl plasează pe autor foarte sus în ierarhia prozatorilor noștri, nu doar de azi. Cartea e și subintitulată în acest fel, o redare an de an pe parcursul unui interval care se întinde între 1961 și 2014, a unor evenimente în care sunt surprinse un număr de personaje, în mod simbolic e vorba de 12 personaje, care străbat nu doar o geografie mai amplă, ci și o epocă extraordinar de complicată. Acea epocă i-a influențat pe fiecare dintre protagoniști, trăind drame, ajungându-se chiar la tragedii, și personajele sunt surprinse în ceea ce au ele mai omenesc, în esența lor primară, dar nu în sensul rău al cuvântului, ci în sensul de profunzime al acestui cuvânt. Ori un roman precum Marea Carte a Uitării își propune și acest pariu aproape imposibil cu
istoria, cu timpul, cu însăși ideea de supraviețuire și biologică, dar și spirituală a umanității. Mă gândeam acum la poezie și la faptul că este mai puțin citită în rândurile publicului. Dar poate că există o rețetă de succes, poezia adusă în lumea muzicii. Eu venind din lumea muzicii, mi s-a părut o comparație interesantă. Poate că s-ar citi mai mult sau s-ar asculta mai mult poezie dacă ea ar fi cântată. De altfel, de acolo vine cumva. Sigur. Când vorbim de lirică, vorbim de liră, nu? Sigur. Așa încât răspunsul meu pe stil haiku e simplu. Se aprobă, aprob pozitiv. Ar fi bine să fie așa ceva. Andrei Novac? Ai avut experiențe? Da. Băi, le avem în față, am și discutat despre una dintre ele și această carte nouă de la editura Vandei Mihuleac are un segment muzical cu ajutorul unui cod QR. Da. Moment muzical pe care îl datorăm doamnei Mihaela Vuzganian și mulțumesc pe această cale. Și cartea publicată în Franța anul trecut are un cod QR care duce către recitarea textelor în franceză cu muzica Ramonei Hotvard, e o româncă, un jazzman foarte cunoscut în Franța, cu care de altfel am făcut un eveniment special cu muzică și poezie. Deci eu cred că muzica este cumva esențială. Muzica, arta vizuală trebuie să însoțească într-un fel sau altul poezia. Este cumva singura șansă, apropo de ce discutam mai devreme, ca noi să ne recuperăm cumva. Bine, poezia își păstrează asta de, cum să spun, de prințesă așa literaturii. E un fel de cenușăreasă, dar captarea publicului trebuie făcută bine în binarea artelor. Asta este părerea mea. De altfel și ultima carte pe care am scos-o cu Mircea Cantor în România la editura Litera are un audiobook care e însoțit de muzica lui Eugen Mihăiescu, drept pentru care îi mulțumesc. Adică am încercat și, mă rog, recitată de doi actori foarte talentați, Ștefana Sanfira și George Costin, cărora le mulțumesc. Adică eu am încercat de fiecare dată să îmbin lucrurile astea. Cred că, într-adevăr, apropo de istoria literaturii, putem să vedem momente în care lumea accesează anumite poezii legându-le strict de muzică și sunt foarte multe exemple și la Tudor Gheorghe și nu numai, dar și texte care, dacă renunți la muzică, ele parcă nu au nicio legătură cu literatura adevărată scrisă pe hârtie. Eu cred că trebuie să existe un mix și legătura între arte trebuie să se facă constant pentru că, până la urmă, e punctul de întâlnire al frumosului, e tocmai această colaborare dintre muzică, artă, literatură și așa mai departe. Sigur că da, iar ținta este mereu a spectatorului sau a celui care citește acele poezii și volume. Rămânem în lumea poeziei pentru că urmează poemul săptămânii. Poeții lumii. Odată, nu știu cum, intrasem într-o vie. Acolo mi-a fost dat să-l văd și eu cum scrie pe un poet, Properțiu sau poate Eliot. De n-o fi fost Pilat, cu tămâiosul rod, cu boaba aurie, acolo, într-o zi, aș vrea să mă întorc și unui uriaș poet cu cap de porc, așa răsfață pond, covor să-i aștern din firele de iarbă cu verdele profund, ce smulse din Eden. De sub un măr etern. Eu cred că un poet, de la Homer încoace, din lutur trandafirul în aur îl preface. Miezul de foc rămâne, dar frunza o arunc, să-i duc Fecioarei Sfinte ce alăpta un prunc. Adrian Popescu, așadar, un poet al luminii, un poet religios, monseniorul îi se spune, un poet seniorial. Să vedem însă un alt poet, dintr-o generație foarte tânără, Cosmin Andrei Tudor. Va vorbi despre el Horia Gârbea și îl vom vedea chiar pe Cosmin Andrei Tudor, apoi citind o poezie. După un debut reușit la Cartea Românească, încununat cu premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut în poezie, Cosmin Andrei Tudor a continuat cu un volum de poezie și unul de proză, ambele la editura Neuma, arătând același talent și disponibilitatea pentru o poezie în același timp
ludică și serioasă, ușor ironică față de lumea literelor, pentru că este ca formație chimist, doctorand în chimie anorganică, dar iată că și cu alchimia poeziei se simte foarte bine. În prezent are în pregătire al treilea volum de versuri, și anume un, o culegere intitulată Jurnal Poetic, și care, de asemenea, am citit-o în manuscris, arată că este un autor în același timp perseverent și inspirat. Anul trecut, la turnirul de poezie de la Muntele Athos, Cosmin Andrei Tudor a cucerit, la o vârstă foarte fragedă, un premiu special al juriului care îl onorează în chip deosebit. Pi. Un geometru bătrân la masa de lucru. Foile de hârtie sunt aruncate peste umăr mototolite. Vrafuri pe masă pline de praf, cercuri și pătrate. Bătrânul mai desenează, abia ținând copasul în mâini. Un cerc și un pătrat. De undeva, Lindemann surâde la ideea de geometru. Contradicție. Câteodată, ceva efemer poate fi mai de lungă durată decât ceva veșnic, cum ar fi un zâmbet. A merge. Am învățat a merge cu tălpile goale încă de când eram copil. La început mergeam pe iarba udă de rouă, gâdilându-mi tălpile. Apoi, în vremea copilăriei, mergeam pe drumuri de pământ, cum mai sunt în unele sate și astăzi, murdărindu-mi tălpile. În adolescență mergeam, mai apăsat și mai iute, pe drumuri pavate cu piatră cubică, rănindu-mi tălpile. În tinerețe am început să merg pe asfalt, arzându-mi verile tălpile. Mă tem la gândul bătrâneții. Poem cu o cauză ceva mai întârziată. Începură să apară niște valuri, vălurețe, pe apă. La început mai mici, apoi mai mari, până când dispăreau brusc. Și nu unul sau două, ci multe, unul după altul. Eu rămăsesem cu piatra nearuncată în mână, deasupra capului. Când apa se liniști și niciun val nu mai dădea semne că vrea să apară, am aruncat piatra în lacul albastru. Niciun val nu a apărut. Devenire. Undeva în depărtări, auzi un pian care cântă o muzică originară. Încerci să te apropii, drumul este anevoios, te străduiești totuși să înaintezi. Muzica se aude mai tare cu fiecare efort. Când simți că mai ai doar o întindere de mână până la ea, te naște mama. O nouă anchetă literară astăzi la România Literară TV. Ce loc ocupă literatura în viața noastră, la noi în țară? Cât este de importantă pentru noi? Ne vor spune imediat cei care au fost selecționați anume pentru aceasta. Răspunsul meu e același de la emisiune, de la emisiune. Literatura nu mai are poziția centrală pe care a avut-o acum câteva decenii, însă ceea ce ne vor spune invitații noștri de astăzi va completa acest tablou complex. Ei fac parte din ceea ce sociologic s-ar numi focus group. Opiniile lor, chiar dacă sunt puține, 2, 3, 4, sunt foarte prețioase pentru că vin din inima Breslei, din interior. Pentru că această rubrică se referă, bineînțeles, la rolul literaturii în viața noastră, văd aici pe masă o serie de noi volume și aș vrea să și povestim puțin despre ele. Văd așa. Matei Vișniec, Andrei Cornea... Roman Matei Vișniec... Roman Gabriel Gafița, poezie Traian Ștef, poezie Robert Șerban, poezie Vasile Tan, eseu Andrei Cornea Penumbra, o carte de intersecție a lui Răzvan Ruginiș despre amprenta socială pe care amprentele digitale, să zic așa, le lasă. E foarte interesant. Stăpâni, societate, cetățeni sau societate digitală, cetățeni sau sclavi. E un eseu despre ce pot să facă noile dihănii din mintea umană, un eseu cu o ușoară îngrijorare inclusă, ca să zic așa, dar poezia, literatura, frumusețea va salva lumea. Avem și două cărți de poezie, Andrei, trei, exact, și Vasile, o operă poetică,
La Robert Șerban putem discuta tot de o operă poetică. E o antologie care cuprinde 28 de ani de poezie. O carte foarte frumoasă care a apărut la editura Cartier anul trecut, însoțită, iată, apropo de ce am discutat la începutul emisiunii, de imagini, de fotografie de data asta, iată că și arta fotografică e tot parte arte vizuale. E o carte pe care eu o recomand cu foarte mare căldură, e un dozaj foarte echilibrat al textelor pe care le-a scris Robert Șerban. Eu am avantajul că și din pricina prieteniei și din pricina faptului că suntem dintr-o zonă comună geografică, da? Am citit toate cărțile lui Robert înainte să apară această antologie și cred că antologia cuprinde chiar cele mai bune texte pe care le-a scris în acest moment. Carte remarcabilă, alte două cărți de poezie. Alte două cărți de poezie, doi poeți, Vasile discreți Dan, și puternici. Da? Și Traian Ștef. Cartea lui Traian Ștef e apărută la editura Rocarte, editură coordonată de Călin Vlasie, un om care a publicat foarte multă poezie, unul dintre editorii importanți, da, spun de eu. De cursă lungă. Exact, un editor de cursă lungă, un poet foarte interesant, un poet de altfel pe care l-am avut tot timpul în vedere atunci când mă ocupam de managementul cultural, a fost împreună cu mine la evenimente în străinătate. Vasile Dan, o carte pe care am primit-o și eu, o carte foarte interesantă în română și în maghiară, o carte care apare la editura Brumar din Timișoara, una dintre editurile foarte importante de poezie, apropo de importanța poeziei în lume în ultimii 20 de ani. Ea a scăzut cumva ca intensitate, dar acum 20 de ani, când eram student, era una dintre cele mai importante, toată lumea își dorea să publice cărți. Încă acolo, scoate cărți și o, da, face într-un fel remarcabil. Publica Șerban Foarță și asta pentru noi era iconic. Acum 20 de ani era ceva absolut interesant. O recomand și pe asta cu foarte mare căldură, un poet esențial al literaturii române și un poet care trebuie să fie cumva în ceea ce înseamnă lectura de bază a oricărui om care vrea să se raporteze într-un fel sau altul la ceea ce înseamnă literatura română. 20 de secunde, pun și eu mâna pe această minunăție de carte. E una dintre marile mele favorite de 20-30 de ani. Andrei Cornea, Penumbră, eseuri, e o reeditare la editura Spandugino. E o carte esențială, aș spune, despre condiția umană. Omul stă în modernitate, în postmodernitate, atunci în penumbră. O să mai cer și eu 10 secunde pentru Matei Vișniec. O cărămidă. Da? Un roman care vine alături de celelalte romane pe care Matei le-a scris și, repet, la care ar trebui să ne raportăm foarte atent, pentru că ele aduc cumva o lume în care Matei și-a petrecut ultimii 40 de ani, o lume foarte interesantă, o lume, nu știu, plină de frici, plină de realități contemporane, dar Matei Vișniec, pe lângă că e un poet extraordinar, un dramaturg foarte jucat, e unul dintre cei mai jucați dramaturgi români peste tot în lume, este și un prozator care se prinde cumva de jocul ăsta pe care proza l-a făcut fără să vrem poezie și a căpătat cumva o mult mai mare atenție. Și e o carte pe care eu o recomand cu foarte mare căldură. Vom urmări părerile celor al scriitori din întreaga țară despre rolul literaturii în România. În societatea de astăzi, literatura ocupă un loc mediu. Este considerată a fi pe locul al 10-lea sau 11-lea din cadrul disciplinelor care țin de comunicare. Ori literatura nu este comunicare așa cum o înțelegem noi, comunicare de la om la om. Literatura presupune interpretare. Literatura presupune înțelegerea unui text și interpretarea lui, nu neapărat însumarea sau însușirea unui rezumat de pe internet, să știi despre ce este vorba sau ce a vrut să spună autorul într-o operă sau în alta. Este o problemă cu care se confruntă în primul rând școala. Iar școala se confruntă tocmai pentru faptul că nu are din familie o educație axată pe citire un elev. Lucrurile pleacă chiar de la școala primară. Însă școala ar putea să aibă o exigență sporită în ceea ce privește predarea, însușirea și evaluarea rezultatelor elevilor. Trăim într-o societate digitală în care se citește foarte mult, dar nu se citește literatură. Se citesc tot felul de mesaje, ori literatura trebuie să își aibă locul ei bine stabilit, acela
de a fi un intermediar între autor și cititor prin intermediul criticii, istorii literare și, desigur, prin intermediul editorilor. Dat fiind că vin dintr-un spațiu mai deosebit de la Chișinău și doleanțele mele, propunerile mele, tot de integritatea literaturii române vor fi legate. Mă gândesc să reluăm un celebru festival până la pandemie, două țări, o singură literatură. Chișinău dispune de multe instituții importante care așteaptă scriitorii. În primul rând, universitățile, cea de stat și Universitatea Pedagogică Ioan Creangă. Avem o universitate celebră, Alecu Ruso, la Bălți. Iar acel festival se lega de toate malurile posibile și cetățile românești, mergând la Orheiul Vechi, la Soroca și mai spre sud. Astfel, din acest festival, din aceste acțiuni, poate edităm și o publicație comună, Chișinău, București, unde să ne revedem, să ne întrunim. Pentru că, spiritualicește, literatura română e una, cea care se scrie în stânga Plutului a dovedit prin personalități, premii, că e valabilă și e la ea acasă pretutinte. Astăzi rolul ei a diminuat, dar nu pentru că s-ar scrie literatură mai puțin bună sau din motive care țin de literatură propriu-zisă. Părerea mea este că rolul ei a diminuat odată cu rolul care s-a dat literaturii și culturii în general în școala românească, în anii din urmă, în mod clar, manualele, așa cum le concepem în acest moment, nu sunt cum ar trebui să fie concepute. Ele diminuează tot ce ține de cultură. Și asta este foarte grav. Suntem un popor. În măsura în care ne asumăm o cultură, în care ne lăsăm legați unul de altul de niște valori și de niște, lucruri culturale care sunt fundamentale pentru noi ca popor. Iar literatura este una dintre aceste dimensiuni fundamentale. Văd ce spune, ce susține public domnul Nicolae Manolescu, care este tocmai unul dintre autorii programelor de dinainte de Revoluție, programe care, culmea culmilor, erau foarte bune, chiar coautor de manual de literatură, nu mai știu pentru care dintre clase, și are dreptate perfectă, anume că noi totuși trebuie să ne însușim niște cunoștințe. Cred că în lege este problema, în viziunea pe care vrem să o dăm românilor de mâine, dacă noi nu legăm pe românii de mâine de românii de azi și de ieri, nu rezultă un popor. Am revenit alături de Cristian Pătrășconiu și Andrei Novac. Am urmărit o serie de opinii extrem de interesante, însă toate cred că duc la aceeași concluzie. Avem nevoie de literatură în România, avem nevoie de artă, avem nevoie de frumos, avem nevoie să ne bucurăm sufletele. Cât vom fi, avem nevoie de literatură. Eu cred că literatura va muri odată când, cu moartea ultimului om, ceea ce nu pot să-mi imaginez, sincer. Andrei, nu. Uite, rămânem pe aceeași poziție. Uite, aici suntem consecvenți, nu suntem neapărat pe poziții diametral opuse, că nici n-am fost, dar da, și eu cred că literatura o să existe. Mai cu seamă am oarecare emoții vis-a-vis de carte. De asta cred că cartea asta ca obiect, și avem aici foarte multe cărți frumoase pe masă, trebuie promovată și trebuie întreținută cumva legătura între public și o carte foarte frumoasă, pentru că
Există această tentație, chiar și noi am avut-o, apropo de scris, au apărut tot felul de dispozitive, de gadgeturi pe care poți să scrii, stochează, îți trimit în telefon. Rămânem la ceea ce discutam altă dată despre literatură și despre literatura scrisă pe un caiet. Da? Cred că ea rămâne, sau acel element e cel mai important, pentru că e legătura cea mai strânsă între autor și cărțile pe care le scrie. Și cred că literatura trebuie să rămână așa în formă scrisă cât mai mult timp de acum încolo. Sigur, să ne bucurăm fizic de existența cărților și mai un amănunt aici legat poate și de zona asta olfactivă. Cât e de frumos să iei un volum în mână și să miroși filele. Da? Exact, da. Rămâne, s-ar putea să rămână cumva, cum să spun, slăbiciunea noastră asta, că avem acea bucurie de a ajunge într-o librărie și a deschide o carte și a mirosi efectiv cum o carte. Cum ar fi să se facă un parfum cu... Ar fi foarte mirosul frumos, de pagină de carte, de carte, apropo de Suiskin și așa mai, să știți mai că departe. Există. Să știți că există un parfum, da? Există formidabil. O casă de parfumuri care a încercat să reproducă mirosul filelor de carte. Da. Extraordinar. Asta e o veste bună. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine astăzi. Și noi. Și noi mulțumim. Și ne despărțim, însă nu înainte de a introduce ultima rubrică a acestei emisiuni, prezentarea numărului curent al revistei România Literară. A apărut noul număr al revistei România Literară. Spicuim din titlurile acestei ediții. Nicolae Manolescu analizează în editorialul său inteligența artificială, cu toate capcanele sale. Noi și finlandezii este o analiză detaliată a asemănărilor dintre România și Finlanda de la al doilea război mondial încoace, semnată de Mihai Zamfir. România Literară nu este doar despre literatură, ci despre artă în general. Astfel, în numărul 17, puteți citi o biografie originală consacrată lui Leonard Cohen de către criticul literar Mircea Mihăieș. Pe de altă parte, Nicolae Prelipceanu semnează textul Doi cizmari, o prezentare inedită a celor doi cizmari care au marcat, fiecare în felul lui, trecutul României. Cronica literară a lui Răzvan Voncu le este dedicată lui Vasile Dan și recent apărutului volum bilingv Vismag, Miezul de apă, precum și creației lui Aurel Pantea, adunată în culegerea Infernul meu. Publicistul Cristian Pătrășconiu ne prezintă, așa cum ne-a obișnuit, un interviu în exclusivitate, de data aceasta cu istoricul britanic Misha Glenny, un interviu amplu despre istoria plină de turbulențe a Balcanilor, în care numeroase pagini se referă la România.